Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Sunt un mare mâncăcios de musaca și musaca în forma asta pot zic că am inventat-o eu. N-am mai văzut-o până acum. Așa, la cuțite am venit ca să câștig. M-ar ajuta enorm de mult în cariera de bucătar. Lucrez la un spital în Iași, Sfântul Spiridon, la o stație de oxigen. Pe lângă serviciu stabil, lucrez part-time la un restaurant ca bucătar pentru evenimente. Fosta soție considera că nu știu să gătesc pentru a mă înjosi, pentru a mă face să mă simt un om de nimic. Căsătorit am fost 27 de ani și după 27 de ani de stat împreună, din cauza nu știu cui, ne-am hotărât amândoi să dăm divorț. Mi-a spus că după dacă terminăm divorțul și mă despart de ea, o să ajung un boschetar. Ei, eu aveam o bănuială că mă înșeală. I-am montat în telefon o aplicație și am văzut că zicea că e la servici, de fapt era în altă parte. În momentul în care am văzut-o pe soției cu altcineva, atunci, efectiv, să zic, mi s-a luat și o greutate de pe suflet. Îmi părea rău. Îmi venea să mă duc să-i strâng de gât pe amândoi, eventual, sau numai pe unul, sau numai pe ea. La Revelionul trecut a venit fiicmea din Anglia și am făcut Revelionul împreună. Dar, o să dă fund un pas înainte. Boschetar în niciun caz nu... N-am ajuns și nici nu o să ajung. Dacă iau cuțitul, îl dedic fostei soții, poate capătă încredere în mine. Acum nu am pe nimeni și nici n-am vrut să caut pe altcineva. Eu m-am găsit fericirea în bucătărie. Am uitat să pun cașcavalul și cu mozzarella. Emoția și pune cuvintul. În viața mea n-am crezut că leșind, dar acum mai aveam 5 secunde și cred că închideam ochii. Greu. Am fost nevoie să improvizez. Nu mi-a ieșit preparatul din prima. Să avem mâncare bună. Da, nu știu ce să zic. Mâncare bună, de cuțit de aur. Super fine dining, mamă, minimalistă, bună, gustoasă, de toate. Shaolin. Hai, ți-am zis eu, mă. Musaca. Ou pe musaca? L-a scos de musaca și l-a pus deasupra. Și a scos și sosul din musaca și l-a pus pe lângă. E o musaca reinterpretată, decompusă, mă. Deconstructed musaca. Musaca. Hai să-mi tora. Mamă, mă cătești, grătă, sosul ăla nu e comestibil. Dar de ce nu e comestibil? Ce are? Frate, este foarte sărat și are un condiment ciudat. Hai, fraților, că mă pe mine, mă! Păi, nu știu, sosul pentru mine este sărat, cartofii ăștia sunt atât de leșinați, dar n-au niciun Dumnezeu. Hai, șef, hai, băga... Hai, ori la bal, ori la spital. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Sunt onorat să vă văd. Cum vă numiți? Iulian Stoica, 47 de ani, instalator sanitar. Nu și gaze cred. La bază. Și da, dar sunteți bucătar. De un puțin timp. De cât timp? Puțin. Un an și un pic. Nu știu nici măcar 5% sau cât ați uitat dumneavoastră, oricare dumneavoastră, de bucătărie. Deci este primul concurent care vine și spune de când lucrezi în bucătărie? De puțin timp, de un an jumate. Alții într-un an jumate sunt șef bucătari în trei restaurante. Da, da, da. Cu preparatul ăsta mi-e și rușine. Dar de ce ți-e rușine? Sosul nu e ok. De ce? Ce ți-e? Nu s-a legat. Așa. Ce nu mai are? Îmi trebuia un praf de usturoi. Nici musacaua nu s-a legat, de asta e și așa. Forma asta mai dubioasă. Se mai poate lucra, se mai poate îmbunătăți. La 47 de ani zic eu că mai am timp. Terină de foie gras, știți să faceți? Nu. Nu. Știți să faceți spaghete moleculare cu agar-agar? Nu. Știți să faceți chili con carne? Am întrebat și ceva care știu să fac. Păi eu văd să întreb așa, dar... Știți să faci ciorbă de burtă? Da. Guviți prăjiți? Ăsta-i făceam și mâncam singur. Da, că saramură cu sare știi să faci? Mai greu fără sare, dar cu sare... Fii atent aici. Musacaua ta. Sosul? Să nu mai zic nimic. Că știi și tu ce ai făcut. Dar cartofii ce ai uitat? Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.